Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Suntem cu GCD-ul Fast Track 1310 și cu noului scarificator Sigma Bronchi. Ca să vă explic, mi-am început un nou teren pe care vreau să îl semăn și să îl recoltez. Și de-aia am luat GCD-ul, mi-am făcut o mică fermă acolo. O să vă arăt, dar nu acum. Azi o să lucrăm pe nou sub teren cu GCD-ul. Rămâne așa pentru că am avut, n-am disuit ca lumea, dar nu este problemă, pentru că o să pun un alt tractor să discuie dacă mai rămâne cum a rămas acolo în mijloc. Dar oricum, merge foarte bine, nu are niciun stres GCD-ul, merge cu 15 minute pe oră la scarificator. Mi-am pus ferma undeva, chiar lângă Nea Gheorghe, omul care a mai luat de la utilajem. Și da, oricum nu o să am un teren chiar mare, deci am pregătit conturul terenului, deci de acolo așa. Am zis, să facem un mic teren ca să putem lucra și noi ceva. Și singura chestie care nu am pus-o în fermă, încă, deci încă, este pentru spălat utilaje. Încă nu am pus, dar o să pun acum și o să pun și ceva pentru combina, că e să nu meargă. Bun. Straw, silage, punem lime. Că pun și o fi de lime aici, că station. Eu vom pune mai multe. Așa. Și vom pune fertilizator. Ca să... Să mai cumpărăm semințe sau fertilizator. O să am direct din buncă, cum să spunem, până la muncă GCD-ul, pentru că trebuie să punem la muncă. Și aici, aici este mica mea fermă, avem o combină, un John Deere, un Holland, un Fiat și un UTV aici, dar o să mai aici un traje, nu vă pregătiți de... nu trebuie să iau UTV-ul. Stai mai dat o mai, dar mă contează. Duc acolo în Holland ca să pot să-l încarc cu lime. Trebuie să dau cu lime, vă dați seama, prima dată. Pe bulvar. O, din ea s-a încărcat. Dar oricum o să pregătesc. Eu cam dată, dar pregătesc. Că dau cu vară, cum pătrână ce un pic. Acum, oricum mai am proteine, pentru că nu mai am cât mai urmadă, pentru că merge cum mai vine puțin cam greuț. Că nu am mai luat un tractor, că n-am vrut. Dar o să vedem. Oricum, noi avem deja plug, dar vreau să am ceva ca să și discui și sară în același timp. Pentru că îmi face acest scarificator. Care face foarte, foarte bine, face, nu are probleme. Să mai luăm și din capul ăsta, să mai lucrăm un pic. Dacă aș mai fi luat un scarificator și un tractor, ar fi fost bine, dar nu pot să-l pun pe locul automat. Că nu-mi face, cum fac eu acum,
parcele noi. Mi se oprește, dar am zis decât așa, este că să se oprească mai bine, fac eu cu un singur tractor și este foarte bine. Merge bine scarificatorul, nu mă așteptam. Scarificatorul care l-am are undeva la 4 metri jumate. Ceea ce este bine. Și văd că nu are nicio treabă. Merge, nu are nicio treabă. Să vedem ce trebuie să face. Dacă mai vreau să mai facem videoclipuri cu terenuri noi, să facem, să avem muncă. Oricum, văd că dacă fac, trebuie să împrăștiem vara aici. Oricum, e foarte bun JCB-ul, v-am spus. Încercăm să facem și noi ceva mai roleplay. Sau să facem daily vlog-uri, cum vreți voi acum. Puteți comentarii, ce vreți, vloguri sau daily vlog? Cu JCB-ul sau cu orice alt tractor din fermă. Orice părere este binevenită. E mișto că ăsta are tăvălgile alea pe spate și când are și discul în același moment, în același timp, deci e foarte bine. Scarificatorul care l-am ăsta este nou adus. Dar nu v-am mai arătat ce, cum l-am adus. Bine, l-am adus la magazin, tractor tot, dar... Și mi-am zis să fac ferma aici pentru că este un loc mai retras, pot să lucrez cum vreau, nu mă bag în seamă, pot să fiu ce vreau eu. Bă, mi-ar trebui o mașină, Duster-ul, nu mă trebuie un Duster, că e preferatul nostru, Duster-ul. Și până ajung la capul terenului, să-mi punem pe frate o casă. Am pus și... Wow. Hai că dacă am pus casă, mi-am făcut altul cum a avut el. Altul cum a avut el, ce parte a avut. Dar oricum, a ieșit super bine de renou. Sunt chiar mulțumit. A ieșit și drept. Deci dacă facem toate treburile ca lumea, n-are cum să nu-mi iasă o recoltă, bă, bogată. Părerea mea, hai să încerc din capul ăsta la altul care l-am... Pământul care se fărâmă în... sau bolovani care se fărâmă în vântul de spate. Cred că mai am de 2 sau 3 ori și termin, dar nu vreau să fac mare. Ei, cred că e bun atât cât este, să duci voi în comentarii dacă ajunge. Și sper să vă placă acest videoclip. Pentru asta v-aș ruga să apăsați și butonul de like. Aia o să fac, o să întrebăm cu scările, adică să o facem și pe ea. E bine, acum vă dați seama că o să băgăm și discul un pic, ca să facem și bucățile de arătură care au rămas pe teren.